Ghidul general de strategie privind folosirea antibioticelor a fost elaborat avându-se ca reper Ghidul Angelescu de terapie antimicrobiană, apărut în anul 2012, dar și alte publicații și studii de specialitate, precum Antibiotic Essential 2013, Ghiduri pentru tratamentul germenilor 2015. Editarea unui astfel de ghid era necesară, întrucât s-a constatat că utilizarea în exces a antibioticelor poate conduce la o creștere a rezistenței microbiene față de aceste medicamente. Ghidul a fost adaptat pentru Spitalul Județean Suceava și a fost elaborat împreună cu Serviciul de Prevenire și Combatere a Infecțiilor Nosocomiale din cadrul SJU Suceava. Deci acest ghid este adaptat la necesitățile Spitalului Județean Suceava și este foarte important de menționat acest lucru, pentru că ceea ce ne dorim în ultimă instanță este ca pacienții noștri să fie tratați cât mai corect și să avem o rată de reușită a tratamentelor administrate cât mai bună, evident și cu acele costuri, cum spunea domnul manager, care să fie în favoarea bugetului spitalului.